Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. Ei bine, da, competiția inteligenței The Best urmează să înceapă pe 25 octombrie la Filarmonica Paul Constantinescu din Ploiești. Dar până atunci, seara de seară, așa cum v-am obișnuit, de la orele 18:30, aici în studioul VPTV iubesc cunoaște pe participanții celei de-a treia ediții. Avem până în momentul de față 6 echipe calificate în competiția care, așa cum spuneam, începe pe 25 octombrie. Continuăm testarea liceenilor înscriși în concurs. Alături de mine în această seară o echipă al cărei slogan, dacă mi-l amintesc eu bine aminte, era: Irina, am să te rog să mă ajuți. Rezistența din munți e pe drum. Rezistența din munți e pe drum. Ei bine, doamnelor și domnilor, rezistența din munți a ajuns în această seară aici, la Ploiești, în studioul VPTV. Îi cunoaștem în secundele următoare pe cei de la Colegiul Național Constantin Cantacuzino din Sinaia. Mihail Cantacuzino din Sinaia. Mulțumesc, Irina, că m-ai corectat. Este vorba despre... Hai să încep cu tine, dacă tot ești aici, asistenta mea. Irina Bădescu, de la clasa a 12-a. Bună seara, Irina! Bună seara! Și bine ai revenit! Tu ești deja obișnuită a acestui concurs pe teme de cultură generală. Ești la a treia participare, corect? Da. Bun. Alături de ea, Andreea Codirlă, de la clasa a 11-a. Bună seara, Andreea, și ție! Mergem și către reprezentanții sexului tare în această competiție de acolo, de la Sinaia. Este vorba despre Liviu Brad, de la clasa 10-a. Bună seara, Liviu! Și nou intrat în competiție, Antone Iordache Ionuț Lucian. Bună seara! Cum să spun, Ionuț sau Lucian? Lucian! Bună seara! Ce mai faceți voi, măi copii? Rezistența din munți, ce mai face? Irina? E pe drum și a și ajuns, da? Da. Irina, știu că voi la a doua etapă, dacă mi-aduc bine aminte, ați plecat un pic cam supărați de la concurs. În egală măsură, în momentul în care noi am demarat această a treia ediție, ei bine, liceul de la Sinaia a fost primul liceu înscris în acest concurs și vă mulțumesc pentru asta. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că nu ne dăm bătuți indiferent de circumstanță. Dacă nu ne-a plăcut ceva, venim să reparăm. Andreea, cum intenționați voi să reparați, așa cum spune colega și prietena ta, Irina, ceea ce s-a întâmplat la ediția a doua? Încercăm și sperăm că vom reuși să fim printre primii, poate vom ajunge și în finală, și să demontăm așa zisele cuvinte că suntem din provincie și provincia nu este atât de bună ca și Ploieștiul. Sincer, eu nu am auzit astfel de vorbe. Poate le-ai auzit tu. Și eu nu cred în astfel de vorbe. De părere că există copii cu potențial, copii buni în toate școlile județului Prahova și nu numai în Prahova. Nu sunt niște cuvinte care s-au vorbit la nivelul concursului. Sunt în general un stereotip. Da. Am înțeles. Mult mai bine pregătite decât la cea de-a doua ediție? Noi spunem că da, cum vom vedea. Liviu, tu ce spui? Sunt de acord cu colega mea și sperăm... Nici n-ai avea cum să fii de acord. Și sperăm să dăm tot ce e mai bun. Dați tot ce este mai bun. Lucian, tu ești nou intrat în acest concurs. Ești de-abia clasa a 9-a și am să te întreb dacă a fost ideea ta să intri în această competiție sau fetele aici de față au fost cele care te-au cooptat. În principal, fiindcă au fost înscrierile foarte rapide, n-am apucat să mă înscriu eu. A făcut-o altcineva în numele tău. Da, și am fost de acord. Dacă n-ar fi făcut-o respectivul, aș fi făcut-o eu și sunt de acord cu tot ce se întâmplă în concursul acesta. Știi, Lucian, că noi avem 6 domenii. Fiecărui domeniu îi corespund niște întrebări pe teme de cultură generală. Acum am să te las pe tine să comentezi gradul de dificultate al întrebărilor. Bineînțeles, mă refer la edițiile precedente, pe care presupun că le-ai urmărit. Da, din ce am apucat să văd, au fost întrebări grele și... Și foarte grele. Da, și cu o bună pregătire se puteau trece peste ele destul de ușor. Știți să lucrați în echipă? Andreea. Sunteți 4, trebuie să dați un singur răspuns. Știm să lucrăm în echipă. La prima ediție a fost mai greu, nu ne cunoșteam așa de bine, eram clasa a 9-a, nu îi cunoșteam foarte bine, dar a fost bine și ne-am... Acum nu mai ești boboc, ești deja, pe picior de egalitate cu Irina, adică ai un cuvânt ferm de spus acolo, da?
Nu? Irina face semn că nu. Cine e șefa? Tot cu experiență. Am fiecare este șeful lui. Acum am să vă rog să-mi spuneți care sunt domeniile pe care fiecare în parte le stăpânește foarte bine. Încep tot cu tine, Lucia. Eu... Nu trebuie să gândești foarte mult, trebuie să mi le spui. Stăpânesc științele și istoria. Și istoria, Liviu. Științele și sportul. Și sportul, interesant. Andreea. Română, geografia, istoria și artele. Română, geografia, istoria și artele. Și acum... Materiile umaniste. Pe toate, adică. Da. Irina, tu? Literatura și artele, oricum. Literatura și artele, oarecum spui tu. Păi eu spun să nu mai prelungim emoțiile, deși, sinceră să fiu, eu n-am simțit emoții în ceea ce vă privește. Încă de când ați venit aici, ați venit foarte degajați, ceea ce e foarte bine. Dar eu spun să procedem la setul de 10 întrebări pe care voi le aveți pregătite. Stăm de vorbă ulterior, aflăm și dacă v-ați calificat. Știți regulile, vi le-am explicat. Aveți 10 întrebări la dispoziție, trebuie să dați minimum 5 răspunsuri corecte pentru a vă califica în competiția The Best. Irina, te rog, prima întrebare. Îmi spui numărul, iar eu citesc întrebarea. Numărul 1. Întrebarea cu numărul 1, pe care eu am pregătită, este o întrebare. Cine spunea că stăpânește sportul? Liviu, tu, da? Nu mai ești așa hotărât, parcă. Ba da. Bun. Întrebarea cu numărul 1, așadar, este o întrebare din sport. Sună în felul următor. Balonul de aur FIFA 2012 a fost câștigat de către A. Lionel Messi, B. Sergio Ramos, C. Cristiano Ronaldo. Eu vă dau și bilețelul pe care aveți întrebarea și variantele de răspuns. Aveți un minut la dispoziție pentru a da răspunsul corect. Toți un zâmbet. Păi dacă suntem gata. Liviu, e ok? Da. E ok, da? Da. Dacă Liviu a dat verdictul, ce să facem? Ne oprim? Sau da. Lăsăm cronometrul să... O, ne oprim. Ne oprim, îmi spun copiii, au răspunsul. Îl ascult. A, Lionel Messi. A, și este și răspunsul corect. Aveți primul punct. Vedem dumneavoastră. Acumulat și mergem mai departe. Nu, am să te rog să le lași acolo. Mergem către cea de-a doua întrebare pentru liceul de la Sinaia. Întrebarea cu numărul 18. Întrebarea cu numărul 18, s-o găsesc și eu, să vedem din ce domeniu este. Liviu, se pare că tot greul pică pe tine în seara asta. Asta vă este bafta, este tot o întrebare din sport. Și sună cam așa. 18 ai zis, da? Da. Ce sport a practicat Mike Tyson? Îmi dai voie să vă dau variantele, da? Te rog, insist. A. Fotbal. B. Box. C. Tenis. D. Hockey. La fel, aveți un minut, eu vă dau și bilețelul. Stați puțin să-l și găsesc. 18. Că vreau să spun că aveți nevoie de el, să mai citesc o dată variantele. Poftiți. Cea de-a doua întrebare pentru liceul de la Sinaia. Ok. Mai aveți 45 de secunde. Puteți să profitați de ele dacă voi considerați că este cazul. Dacă nu, da, sigur. Oprim cronometrul. Dacă responsabilul e sigur. Dacă Liviu e sigur, așadar, eu zic să oprim cronometrul. Da. Ok, bun, este sigur, Liviu. Ia să vedem, a fost întrebarea cu numărul 18 și răspunsul vostru este... B-box. B-box și este și răspunsul corect, cel de-al doilea punct pe care liceul Mihail Cantacuzino de la Sinaia îl acumulează în această seară. Și mergem mai departe. Numărul 22. Ei, nu mai este o întrebare. Ați scăpat. Este din biologie. Care din următoarele animale nu aparțin moluștelor? A. Langusta. B. Nautilul. C. Melcul de livadă. D. Scoica de lac. Vă dau imediat și bilețelul. Poftiți? Un minut. Nu mai probabil. Ok. Melcul nu e scoica, e... Da. Nu știu, nautilul ce... E ca un scoica. Da. Scoica ăsta nu aparține.
Okay. Ok, ok, mai avem 28 de secunde. Lăsăm cronometrul să meargă sau îl oprim? Este decizia voastră. Îl oprim. Și așteptăm și răspunsul vostru. A, langusta. A, langusta este încă un răspuns corect dat de voi. Și continuăm cu cea de-a patra întrebare. Așa, Irina, amestecă-le bine, 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 bine. Sunt doar niște numere acolo, dar tu poți să le 23. Amestești. 23. Da. Întrebarea cu numărul 23 pentru echipa de la Sinaia. Asta s-o am și pregătit aici la mine. Presimt că o să fie sport. Presimți greșit, Irina, pentru că nu este sport. Întrebarea cu numărul 23 sună în felul următor. Câți ani a durat războiul de 100 de ani? Varianta A, 100 de ani. Varianta B, 116 ani. Varianta C, 120 de ani. Câți ani a durat războiul de 100 de ani? Mai aveți 30 de secunde începând din acest moment. Câți ani ar fi durat războiul de 100 de ani? Să fi fost 100 de ani, să fi fost 116 ani sau să fi fost 120 de ani? 10 secunde mai aveți. Putem să oprim. Putem să oprim cronometrul și ascult răspunsul vostru. Mi-am spus B, 116. Și bine ați spus, pentru că acesta este răspunsul corect. Într-adevăr, războiul de 100 de ani a durat 116 ani. Ei, și acum vă spuneam noi că pe lângă întrebările formulate de către inspector de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Prahova, avem și niște întrebări surpriză, impropriu spus întrebări, pentru că nu sunt niște întrebări. În secundele următoare voi veți vedea pe monitorul din spatele meu un personaj pe care voi va trebui să îl recunoașteți. Haideți să vedem dacă sunt colegii pregătiți. Primul personaj pentru voi este acesta. La fel, aveți un minut la dispoziție. Îl studiați bine din toate unghiurile posibile și îmi dați răspunsul pe care voi îl considerați a fi corect. Cine este acest domn din imagine? Uitați-vă foarte bine. Mai aveți timp? Cât mai au la dispoziție cei de la Sinaia? Mai aveți câteva secunde la dispoziție? Pentru a-mi da 5 secunde. Stop cronometru. Vreau să aud, încumetați-vă totuși și dați-mi un răspuns. Cine este domnul din această imagine? Mergând pe dibuite, ne-am zis Demir Racoviță, dar... Mergând pe dibuite, spune Irina, răspunsul celor de la Sinaia ar fi... Te rog să repeți. Emil Racoviță. Emil Racoviță. Aflăm imediat dacă răspunsul tău este corect. Ei bine, nu, trebuia să-l ascultați pe Lucian, pentru că v-a spus că este George Bacovia. N-ați vrut să-l credeți. Nu vă certați aici, după emisiune, da? George Bacovia era. Felicitări, Lucian. Vezi, trebuie să discuți cu colegii tei de echipă ca data viitoare la concurs să te și asculte, da? Să te impui. Așa, bun. Îmi pare foarte rău așadar, este un răspuns greșit pe care voi l-ați dat. George Bacovia a născut la 17 septembrie 1881, a fost un scriitor român format la Școala Simbolismului Literar Francez. Este autorul unor volume de versuri și proză scrise în baza unei tehnici unice în literatura română, cu vădite influențe din marii lirici moderni francezi pe care îi admira. La început văzut ca poet minor de critică literară, va cunoaște treptat o receptare favorabilă, mergând până la recunoașterea sa ca cel mai important poet simbolist român și unul dintre cei mai importanți poeți din poezia română modernă. Ce ne facem, măi, Lucian? Nu au vrut să te asculte. Asta fiindcă eu nu am fost sigur de răspunsul meu. Am o,
a fost o imagine diferită de cele din manuale. Dar Irina ți-a spus clar, nu, în niciun caz am auzit. Păi da, pentru că nu arăta ca pe cartea mea de poezie, că tocmai ce am terminat simbolismul și nu arăta așa. Dacă aș fi fost sigur, aș fi insistat. Ok, am înțeles. Asta este un răspuns greșit așadar pentru voi, dar noi mergem mai departe, mai aveți încă 5 întrebări. Numărul 3. Întrebarea cu numărul 3. Vă place sportul. Ce să facem? Întrebarea cu numărul 3 sună în felul următor. Proba din gimnastica aerobică în care evoluează 6 coechipieri, respectiv coechipiere, se numește A. Proba de grup, B. Proba de ansamblu, C. Proba de perechi. O să vă dau imediat și bilețelul, uitați-l aici. Avem răspunsul? Avem răspunsul. Avem răspunsul, oprim și cronometrul, vă ascult. Am zis A, proba de grup. Și bine ați zis, pentru că este un răspuns corect. Și dacă mă uit eu bine pe hârtie, aveți până în momentul de față 3, 4, 5 răspunsuri corecte. Asta înseamnă, dragilor, că v-ați calificat în competiție, dar pentru că așa cere regulamentul, mai avem alte 4 întrebări la care voi va trebui să răspundeți. Dar deja puteți să vă destindeți. 15. Întrebarea cu numărul 15. Imediat s-o și găsim. Am găsit-o. Întrebarea cu numărul 15. Cui îi place matematica? Ție, Luciana, cam timid. Bun. Lungimile laturilor unui triunghi isoscel sunt exprimate prin numere naturale. O latura triunghiului are lungimea de 12 cm, iar perimetrul triunghiului este de 32 de cm. Produsul lungimilor laturilor triunghiului este A. 1440, B. 1200, C. 1452. Imediat vă dau și hârtiuța, v-ați pregătit pixul, da? Așa. Poftiți? Un minut. Mai aveți 24 de secunde. Singur? Păi da. Și 3. Da, dar nu ai de unde să știi că e. 3 și 1, 152 dB. Păi da, nu. Aici 1400. Bă. Mai aveți 3 secunde și trebuie să-mi dați răspunsul stop cronometru. 1440, 1200 sau 1452? Da, sunteți sigură că sunt răspunsurile bune? Pe eu nu sunt sigură, dar domnul Nicolae Angelescu, inspector de specialitate pe matematică, cred că este sigur. Ok. Ok, vă ascult. Am ales B, 1200. Și ați ales corect. Încă un răspuns corect pentru voi. Într-adevăr, varianta corectă este B, 1200. Mergem mai departe, cea de-a 8-a întrebare pentru liceul de la Sinaia. 7. Întrebarea cu numărul 7. Întrebarea cu numărul 7 este o întrebare din arte. Florența, orașul Renașterii, are în patrimoniul cultural celebra statuia lui David. Ce artist a realizat această capodoperă? Varianta A, Leonardo da Vinci. Varianta B, Botticelli. Varianta C, Michelangelo. Varianta D, Brunelleschi. O să vă dau imediat și hârtiuța, numărul 7, numărul 7, uitați aici. Cui aparține celebra statuia lui David?
Avem răspunsul? Suntem 100% sigur, da? Oprim cronometrul pentru că avem răspunsul. Ce Michelangelo? Ce Michelangelo? Încă un răspuns corect. Mergem mai departe. Ultima întrebare din partea Inspectoratului Școlar Prahova. Numărul 11. Întrebarea cu numărul 11. Ia să vedem. Hey, și o întrebare din geografie, pentru că prea ați avut mult sport în seara asta. Partea nordică a depresiunii Brașovului este închisă de munții. A. Nemira, Bodog, Barault și Perșani. B. Berzunț, Nemira, Bodog și Perșani. C. Bodog, Barault, Perșani și Bucegi. D. Bodog, Barault, Perșani și Piatra Mare. O să vă dau imediat și bilețelul, uitați-l aici. Un minut la dispoziție. Ultima întrebare din partea Inspectoratului Școlar Prahova. Pentru voi. De secunde mai aveți pentru a-mi da răspunsul la această întrebare. Okay. Sunteți gata? Da. Oprim cronometrul pentru că avem răspunsul. Te ascult, Irina. A, Nemira, Bodog, Barault și Perșani. Încă un răspuns corect pentru voi, dragilor. Se pare că în seara aceasta ați răspuns corect la toate întrebările venite din partea Inspectoratului Școlar Prahova. Vă felicit pentru asta. Întrebarea cu numărul 10, de fapt, personajul cu numărul 2 în cazul vostru, va apărea pe monitor în secundele următoare. La fel, aveți un minut la dispoziție pentru a-l recunoaște. Ia să vedem, să vedem, să vedem. Am văzut! Am văzut în plin. Au văzut deja. Într-adevăr, a fost întrebarea cu numărul 10. Oricum, voi sunteți calificați. Cu 9 răspunsuri, 8 răspunsuri, așa cum spuneam, corecte, date la întrebările formulate de inspectorii de la ISJP. Ivan Bațaichin, personajul din imagine, mă gândesc că îl știați. Da? Bun. Vă felicit, dragi copii, v-ați calificat și voi în competiția The Best. Aflăm împreună săptămâna viitoare când veți intra în competiție și mai ales cu cine, pentru că va avea loc o tragere la sorți. Irina, impresii. De astăzi? De astăzi, bineînțeles. Foarte, foarte pe scurt. Da. Emil Racoviță, George Bacovia. Da, sper să nu primesc admonestări mâine la școală pentru chestia asta. În rest, întrebările cum vi s-a rest a fost ok. A fost ok. Andreea? A fost relativ ușoare, a fost ușoare, de fapt. A fost ușoare. Liviu? A fost ușoare. Nu te-au ascultat. Acum și siguranța contează și... Nu e vina mea, Bacovi arată ca Emil Racoviță, deși nu arată. Dar nu e vina ta că Bacovi arată ca Racoviță, deși nu arată. Okay. Una peste alta, eu vă felicit, copii, v-ați calificat, aveți un punctaj frumos, spun eu, da? Ați luat aproape maximum de puncte. Vă felicit și ne revedem în competiție. Doamnelor, domnilor, a fost echipa Colegiului Național Mihail Cantacuzino din Sinaia. Au acumulat 9 puncte din 10 posibile, practic au dat 9 răspunsuri corecte din 10 posibile. Noi ne revedem după o scurtă pauză de publicitate cu o altă echipă puternică ce intră în competiția The Best. Este vorba despre echipa Colegiului Național Nichita Stănescu din Ploiești. Ne revedem după pauză.